Iertați-ne că am venit un pic mai târziu, dar așa de bine ne-a prins și nouă. Eu n-am să vorbesc, că ascult numai pe Mihai. Bună seara tuturor, doamnelor și domnilor, mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. E o zi specială, e o seară cu adevărat unică. Părintele Necula este pentru prima oară la Ateneul Român. Și lucrul ăsta ne bucură foarte mult. Și e probabil un dar de Crăciun, de toate Crăciunile, că eu vin din zona cu galbenă gutuie. Toată România a cunoscut această experiență a sărăciei din colindele noastre, de altfel bogate în simboluri. Părinte Constantin, ați venit traversând munții în București și acum 31 de ani, la doi pași de noi, curgea sângele din colindă. Eram la doi pași atunci. Eram la Hereș Hotarele și m-am gândit zilele acestea și în București venind, m-am gândit că n-a curs degeaba sânge. Sânge nu curge niciodată degeaba. Ne urâm degeaba, dar sânge, nu prea degeaba lacrimi, prea degeaba sânge. Poate că e prea multă patimă, dar sângele nu. Eu sunt aici pentru că ceilalți camarazi ai mei au riscat împreună cu mine. În 89. În 89. Noi toți suntem aici pentru că cineva a murit. Pentru că cei au riscat și au murit pentru noi. Deci mie mi se pare atât de deșanțat în zilele acestea în care fie să fim muți și surzi, să hulim tricolorul și demnitatea națională, încât mi-e rușine câteodată. Eu aș sta pe bucurie, bucuria de a fi împreună, bucuria rămâne de a ne întâlni aceasta. Și mai ales aș sta pe această libertate care ne-a fost dată acum 31 de ani și poate dacă nu e prea, eu știu, sentimental gândul acesta pe care l-am în suflet, aș vrea să dedicăm această seară tuturor creștinilor din lume care nu au parte de un Crăciun liber, care nu au parte de această tihnă a întâlnirilor. Eu aș zice tuturor oamenilor care nu sunt liberi. Putem să sub o cupolă care de la 1888 a dovedit că libertatea e în sus. Mi se pare mult mai frumos în sus decât când mă uit la mine, asta e clar. În sus, dacă te uiți bine și dacă ești într-o lojă bine plasată, poate chiar cea regală, îl vezi și pe Paisie, între multele nume care stau acolo. Sunt și nume de teologi, părinte profesor. Da, pentru că arta nu poate exista fără teologie. Nici teologia fără arta. A zis un director un cuvânt care m-a pus pe gânduri, că nu se poate smerenie fără demnitate, dar nici demnitate fără smerenie. Adică demnitatea, cred că stă în smerenia de a-ți asuma cu verticalitate crucea pe care Dumnezeu ți-o dăruiește. În vârf, capul de voltă e, rămâne Hristos și aici. Hristos care e rege și e și prunc. Mai mult decât atât. E Ateneu român. Știi? Adică poate să strângă în el tot ce se poate strânge bine din om. Nu știu dacă știți pentru ce ne-am strâns cu toți. În această seară încercăm să rezolvăm un mister. Deși creștinismul s-a născut în Betlehem, deși creștinismul e fundamental o religie orientală, deși creștinismul în multe secole la rândul s-a fixat pe o geografie în jurul Ierusalimului și apoi încet încet a pătruns prin Pavel Apostolul și ceilalți spre Roma, totuși creștinismul a ajuns să fie îmbrățișat de întreaga Europa abia după 1000 de ani, propriu zis. Stăm deci în această tensiune acestei seri care ne spune că această credință a noastră universală e deopotrivă occidentală și orientală. E cerească și pământească mai întâi. E ceea ce am pierdut din vedere, cred eu că am pierdut din vedere în ultima vreme. E frumos Crăciunul cu toate cele, dar e despre Hristos. Adică despre Mesia Hamasia, e despre un tânăr evreu, în ciuda tuturor ofticilor noastre. N-are buletin de fălticeni, nici de sectorul 6. E pe bune, adică e atât de evreu că ți-e drag de el. Pe de o parte. Pe de altă parte, duminica a văzut că ni s-a dus aminte de unde vine și în ce parte pleacă Hristos. Că nu e născut așa, nu e un accident genetic, nu este o clonare, nu este nimic din toate acestea. Este un Dumnezeu întrupat. Poate că mesajul ăsta va trebui să-l dăm ca să ne vindecăm de magia Crăciunului, prețurile mici de Crăciun, mici, rău, de transformarea României și Europei într-un mall teribil, dacă am vedea megabiții dați pe bani și pe cumpărat ciorap cu elice și pastă de dinți care murdărește dinții, nu o spală, că asta ne mai lipsesc, cred că am fi triști. Dar pentru că ochii ne sunt ațintiți către Hristos, când a cântat Maria aici, atentă, v-ați văzut că la un moment dat se uscase gutuia în gâtul ei.
Așa e cu Hristos. Ai un nod în gât cu Hristos, niciodată nu-ți umpli gura așa de pomană. Ori crezi, ori nu crezi. Dacă nu crezi, stai acasă, îți vezi de treabă. Dacă începi să crezi, nu poți să crezi fără să zici că tu crezi. E nesimțit să nu spui că tu crezi în Hristos. Problema e că nu poți să crezi în Hristos și să țipi pe stradă sau să scuipi pe medaliile de luptă ale unei țări. N-ai voie să fii creștin decât în măsura în care asumi cu bun simț darurile pe care creștinismul le dă. Iar cel mai mare dar e bebelușul ăsta care schimbă lumea. Darul e bebelușul și la acest bebeluș vin magii cu darurile lor, aur, smirnă și tămâie. Aceste daruri au un tâlc aparte, părinții bisericii au spus că fiecare semnifică ceva anume. Și în jurul acestui bebeluș vedem alte personaje. Aș vrea în această seară, cu îngăduința dumneavoastră, să trecem așa. Am zis să descoperim. Noi nu ne-am făcut un plan de discuție, stați liniștiți. Cine ne cunoaște știe că e așa. Ne-am hotărât să descoperim Europa prin participanții la icoana Mântuitorului Hristos. Sigur, ultimul va fi Satan, vorba Dumnezeu să-L odihnească cuviosului Vasile Voiculescu, că încă nu pot să-i spun sfânt, dar sper să o putem face, care spunea că atunci când s-a născut Hristos, în focul ciobanilor făcut să se încălzească, se vedea deja umbra lui Satan, care șerpuia și căuta de lucru. Se pare că și-a găsit. În inima lui Irod sigur a găsit un loc. Irod e un nefericit. E o vulpe. Nu, e un nefericit. E un mare vector de comunicare al vremii aceleia. Gândește-te bine, într-un studio de televiziune, cum ar fi pus întrebarea? Bă, da, sigur s-a născut. Dar ce date aveți? Da, cercetătorii britanici ce spun? Nu zic nimic de britanici, că ți-e plac. Ce spun cercetătorii diferiți? Adică obsesia asta de a ridica tot timpul mahrama de pe Hristos este periculoasă și nu e în legea nașterii lui Hristos. Pe mine cel mai tare mă bucură nașterea Mântuitorului că n-are buletin de presă, ca la casele regale. E un rege care se naște fără purtător de cuvânt. Să apară purtător până ziua, sunt din casa regală, a Davidică. E băiat. E băiat. În schimb, are cioban lângă el. Noi ar trebui să fim mândri. Că noi ne tot plângem că suntem neam de cioban. Bă, frate, ciobanul autentic, ăla legat de Dumnezeu. Restul care sunt legați de bani sunt ciobănei cu ifose de cioban. Păcurari, spunem noi. Păcurari, păstori. Ei vin acolo cu... Tot am zis, săptămâna asta am vorbit cu copiii din cu tinerii din licee și colegii naționale și le spuneau la un moment dat, gândiți-vă la tropăiala aia ciobanului, că zgâlție Betlemul. Și copiii după ei, că ce să facă și copiii, nu? Când eram noi mici, alergam după salvări, acolo la câte sunt, nu poți alerga după ele. Ferească Dumnezeu, murim lângă salvare. Și aleargă și copiii vin. Ce s-a întâmplat acolo? S-a născut un copil. Și cum e copil? E un copil frumos. Ăștia sunt purtătorii de cuvânt ai nașterii lui Hristos. Colindătorii. Așa se naște colindă. E un ecou al vederii. O, ce vedere minunată. În niciun caz nu era o naștere pe viu pe Google. Maica Domnului nu putea să facă asta niciodată. Are așa o demnitate a timidității care se roșește încă. E darul cel mare al Maicii Domnului pentru noi este atunci când încă mai roșim. Când ne-a pierit roșața din obraj, a dispărut și Fecioria Maicii Domnului din rugăciunea noastră. Atât. Fecioara aceasta a așteptat și a avut o maximă disponibilitate. Ea ca femeie, în sensul ontologic o spun, putea să fie desconsiderată, ucisă, nu doar de societate. Ucisă. Și Dumnezeu a ales-o. Ea a fost acolo la întrebarea îngerului, a spus un fiat care seamănă teribil cu acel să fie din Cartea Genezei. Ea e la începutul unei noi creații. Pe de o parte. Pe de altă parte, duminică ni s-a vorbit despre greutatea... Pe ce unui, post? Despre greutatea unui logotnic să admită că iubirea vieții lui a fost disponibilă către Dumnezeu. E simpatic, Iosif. E simpatic foc. Își merită locul în rugăciune și în iconografie, în mod cert. Ăsta se supără, e mărâit un pic, e deranjat. Adică totuși... Mă. Și are nevoie de un vis. Ai nevoie, noi toți, ca să ne întărim în ceea ce avem de făcut, trebuie să nu încetăm să visăm. Că tot vorbim de Crăciun în Europa, nu? Cât am visat noi la Europa asta, țineți minte? Când a stat bucureștenii pe aici prin 85, 86, 87, 88 și vi s-a cântat de aici, de către orchestre mari, muzică de calitate, e spațiul evadării,
Eu de când am intrat aici am uitat ce zi este, n-am uitat în ce oraș sunt, dar am uitat tot ce am văzut pe drum, cu excepția voi Oltului peste care ninsese. Atât. Nici nu vreau să-mi aduc aminte ce am mai văzut. Deci un spațiu al ruperii. Fecioara Maria face această, oferă această posibilitate de a rupe lumea, de a o, noi o rupem fracturând-o, Maica Domnului o rupe unind-o, dovedind că există un trup disponibil să fie dat lui Dumnezeu. Asta e frumos, cum zice, o colibă din carne și din sânge. Ați gândit vreodată că e cea mai frumoasă definiție a Maicii Domnului? O colibă din carne și sânge. Nu, te întreb eu, ce teologie știau ai noștri și am uitat noi? Cum puteau ei să spună Domnuleț și Domn din cer, iar noi astăzi să-L înjurăm, să-L excludem din vorbirea publică? Vorbim de Crăciun, nu? Că ce supărat erau ăla, că-i spurcă Hanu, că nu-i de treabă, Crăciun cel răuț, cât am fost mic, n-am fost prieten mare cu Crăciun. Cu Moș Crăciun era altceva, că se pocăia. Dar cu Crăciun, nu. Dar noi? Părinte Constantin, ceea ce are Fecioara Maria este această totală, integrală disponibilitate. Ea zice da. Daul nostru e întotdeauna completat de un poate. Ce te faci cu minte de mine? Aproape. Da, pentru că noi ținem rezervă. Noi avem încă o rezervă, pentru că Maica Domnului ce rezervă să aibă? Era înaintea Absolutului. Noi uităm că, de fapt, Crăciunul are ca bază Buna Vestire și Buna Vestire are ca bază toată așteptarea poporului lui Israel și toată așteptarea lui Israel are toată dragostea lui Dumnezeu. Și promisiunea. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa de frumos că au constatat prima dată firea umană s-a rupt de firea divină, a dat-o deoparte, pleacă de aici, pleacă de aici. Și firea divină care era îndrăgostită de firea umană refuză să fie ruptă cu totul și începe să-i ofere logornicei sare, firea umană, tot ce se putea dărui. Munții, apele, stelele, vuietul mărilor, bucuria cântecului. Mă, firea umană insensibilă. Atunci Dumnezeu trimite pe profet să laude, să-i spună, uite, noi suntem lăudătorii firii divine, uite, Dumnezeu e așa, Dumnezeu e așa, oferă pocăința ca un mijloc de a înțelege. Firea umană nesimțitoare. Îl trimite pe cel mai bun dintre profeți, pe Ioan, care îi spune, măi, oameni, pocăiți-vă, s-a apropiat împărăția, nimic. Până când Dumnezeu, înțelegând că nu poate face nimic pentru firea umană, i-a tăruit firea umană fiului său pentru ca să o restaureze. Și auzi ce frumos zice, iar patul nunții firii umane cu firea divină în Hristos e crucea Golgotei. De altfel, Serghei Bulgacov, un mare teolog, e mare și dacă era rus, putem spune asta, a scris totuși mult timp la Paris, spunea că această întrupare a cuvântului e Golgota metafizică, a Fiului, care se dezbracă de slavă și care îmbracă această corporalitate finită și atinsă de riscul mortalității. Golgota metafizică este și la Betlehem și pentru că, trebuie să adăugăm, Irod nebunul, irozii și nerozii vremurilor de atunci și de astăzi, au ucis 14.000 de copii. Cum pe de-o parte, dar nu uita că poporul român, care nu era chiar Serghei Bulgacov, vorbește despre stea, stea, logostea, adică e o stea care vestește cuvântul, logosul care se întrupează. Irod e acolo unde trebuie să fie. Irod e în taina lui de politruc. Ai zis că nu avem voie să folosim cuvinte politice, dar politruc, politic, al vremii care pierde sensul metafizic al regalității sale. Rege nu ești decât dacă ești uns de Dumnezeu, să ne înțelegem. Regele Mihai, David. Regele Mihai în veșnicie va fi regele românilor. Poți să facă ce-or vrea. Poți să-i oprească toate aterizările, toate intrările și ieșirile din neam, să-i smulgă iarăși chipul din manuale, să-i calce în picioare. Regele Mihai este al României. Pentru că nu-i făcătură, nu-i copy-paste, nu-i Excel. E unsul lui Dumnezeu. Asta a uitat Irod. Irod s-a comportat ca un prim secretar de partid după ce a detronat un rege. Ăștia, care nu sunt nici bătrâni, nici tineri, ne aducem aminte cum era, da, bătrân cred că mai bine ca noi, când au apărut reprezentanții partidului Troglodytus sub specia,
la putere și așa se întâmplă de fiecare dată când apare o putere needucată pentru politica pe care o are de dus până la capăt, apare Trogloditus și începe să facă din regalitate chestiune de negociere. Verticalitatea unui rege nu se negociază. Un rege nu-și negociază coroana. El știe că e darul lui Dumnezeu și atât. Uită-te la Irod, e agitat, e supărat, e nervos, ucide. Primul gulag împotriva democrației și demnității oamenilor este uciderea copilor acelora. Și-au ucis și proprii săi copii, doi la număr. Se spunea că mai bine era porcul lui Irod decât copilul lui Irod, că porc nu mânca, aia era clar. Și a domnit 33 de ani, cât a domnit ca rege, ca Mesia. Și să știi că a făcut lucruri foarte multe bune, excepționale. A asfaltat, a făcut autostrăzi, a făcut apeducte, a construit. Omul era chiar bun, avea și fonduri europene, că vorba aceea venea de la Roma, ei se trăgeau toate. Omul chiar a încercat să facă ceva. A făcut o capitală nouă, nu? Doamne iartă-mă, ce folos? Și l-a pus pe fugă? Ce pe folos? A ratat pe cel care l-a uns rege, tu înțelegi ideea? Tu să-ți ratezi regele, de să fii rege și să ratezi regele. Dar un termen duhovnicesc ar fi nașpa. Dar nu-ți vine să crezi, e în afara logicii. E în afara logicii. Hristos, cine ar fi crezut că bucata aia de carne se miorcăind într-un grajd, e regele? Interesant, în schimb, e venirea magilor. Avem și steaua aici și putem... Nu vă gândiți la fotbal? Nu mă gândesc, mai gândesc de mult la fotbal. Ideea este că magii aceștia ne reprezintă pe fiecare dintre noi în parte. Nu sunt trei, pentru că vin din cele trei colți ale lumii. Până să vină Hristos, nu erau decât trei colți ale lumii. El deschide al patrulea colț al lumii. Al patrulea orizont acela al împărăției lui Dumnezeu. De acolo veniseră îngerii cu duiumul, o perdea de lacrimi. Nu? Zice, lumină sus și întuneric jos. Și între ele o perdea de lacrimi. Plângeau de bucurie îngerii. Și oamenii își suflau nasul. Era o seară rece. Constatarea lumii este nedeplin bucuroasă. Copiii sunt acolo, ciobanii sunt convins, mieluții, imaginea cu mieluțul care își bagă gâtul în țeapă ca să-i țin dea căldură lui Hristos. Ce colind, ce Dumnezeu frumos vedea poporul român, într-atât încât mieluțul era în stare ca să-și încălzească pe Dumnezeul bebeluș, să-și bage gâtul în țeapă. Superb, superb. Asta e imaginea. Lasă-l pe Irod, că-l vedem în transmisiune directă. Pe orice canal de mazi vedem Irod cu ghiotura. Ăștia care își ratează divinitatea, își ratează vocația cerească. Hai să vorbim despre această specie rară, magii, da? Care citesc în stele, care văd steaua care se oprește deasupra Betleemului și care, într-un fel, cu mintea, decriptează o logică celestă, dar cu inima acceptă îngenunchierea, acceptă ceea ce puțin oameni de știință acceptă astăzi. Am citit la un copil într-un loc, s-au bebeleșit magii. S-au topit de bebeluș. L-am întrebat, ce-i mă bebeleșala asta? S-au topit de bebeluș. Ăștia erau oameni serioși, adică membrii ca Harvard, aveau MBA-uri, erau tobă de carte, să ne înțelegem. Erau oameni care veneau din locuri foarte distinse, clar. Clar. Din Persia. Aur, smirnă, tămâie. Eu m-am tot întrebat, unde ori fi fost ălea în momentul în care Maica Domnului a fugit în Egipt? Maica Domnului a înțeles că ălea nu contează. Conta fundamental bebelușul. Aurul, smirnă și tămâia le-a dat ca plată de Crăciun, probabil. A plătit pâinea, paiele, știu eu. Regalitatea lui Hristos în inima Maicii Domnului e dată de glasul Îngerului care spune ce se va naște din tine este de la Duhul Sfânt. De unde mie aceasta că nu știu de bărbat? Ca acela apoi să zică, fie mie după cuvântul tău. Punct. Fie mie după logosul tău. Vreau un logos după logosul tău. Nu vreau un logos după gura lumii. După gura lumii trebuie să fiu ucisă. După gura lui Dumnezeu abia acum înviu. Abia asta îmi dă șansa să fiu înviat. Un logos în iesle lângă dobitoace. Ăsta e paradoxul Crăciunului. Și dobitoacele care îl recunosc, iar oamenii nu, ca să se plinească Scriptura. De altfel, cei care trebuiau să-l recunoască ca Mesia, nu l-au recunoscut cu viteza cu care magii, venind din Persia, păgând până la urmă, l-au recunoscut pe Hristos. Deci ești conștient că un cosmos întreg recunoaște pe Hristos de Dumnezeu, mai puțin omul, care se spune că e regele creației. Cât se depărtase omul de la regalitatea sa în creație, într-atât încât nu recunoaște pe Hristos. A se vedea întâlnirile noastre ecologice.
de reducție a dioxidului de carbon. Doar la mașinile amărâților, că la avioanele băieților deștepți, nu. În războaie, nu. Putem ucide în războaie, dar nu putem ucide prin parcarea de mașini. Observi? Aceeași boală. Dar știi ce-i fain? Că e același Dumnezeu care ne vindecă. Aș mai sta puțin pe scena asta a nașterii și mai există un personaj foarte rar comentat. Sigur, el apare și în discursul liturgic al bisericii, Simeon, bătrânul care așteaptă. Și atunci când primește pruncul în braț, asta e puțin mai târziu, e adevărat, da, e teribil de fericit. Trece un pic de timp. Hai să ne întoarcem la altceva. În icoana lui Hristos noi uităm să vorbim despre Hristos. E un bebeluș acolo. E înfășurat așa cu pânzătura aia albă, da? E ca un cocon, cum zice Moroșanu. Ei, coco, născutul te-ai. Știi, le răspunde la paralua lumii. El e înfășurat acolo în aceeași pânză cu care noi așa va fi înfășurat în mormânt. În scutecele. Avem aici o peșteră, pe Golgota o peșteră. Aici avem o piatră, o iesle în care se naște, acolo avem o piatră pe care este așezat mortul. Aici avem giulgiul, care lasă fața de afară, să uitați în toate icoanele cu Jesus bebe, bebele n-are fața acoperită. În cealaltă se spune că nu, sunt două mahrame, una la față, una la corp. Nu, se păstrează la Torino o parte din giulgiul Mântuitorului. E interesantă imaginea aceasta. Iar ceea ce este important este că aici luminează steaua, dincolo luminează zorii învierii, aici este Maica Domnului, în icoană apare Ioana, care e moașa lui Hristos, vă dați seama să scrii cabinet de moașa lui Dumnezeu. Toate își fac reclamă, că aici au născut următoarele vedete, X, Y, Z. Deși știți, când nasc femeile nu sunt vedete, slavă Domnului, sunt femei și pentru asta le iubește Dumnezeu. Și când nu nasc, le iubește Dumnezeu. Să ne înțelegem. Dar imaginea aceasta este foarte limpede. Avem aici o naștere, aici avem o altă naștere. Aici se naște Hristos ca să mântuie lumea, aici învie Hristos ca să nască lumea în care ne putem mântui. Ca să nască împărăția. Ca să nască împărăția lui Dumnezeu. Aici e Irod, în partea cealaltă, sectorul băieți deștepți. Aici e păzit de păstori și de copii și de animăluți. Acolo e păzit de băieții care iau șpagă să spun, să mintă. Ne zice că poporul român a inventat șpaga, fiți serioși, ne-am desăvârșit-o. Da? Aici ai Ioana și ai celelalte femei. Fiți siguri că Maica Domnului n-a născut singură. A avut galerie. Femeile se iubeau între ele și se ajutau. Am fost odată într-un sat în apropiere de Ierusalim și am asistat la un moment dat momentul în care unei femei se făcuse rău. Păi pun să vină salvarea aia. Rezolva să aproape tot. Salvarea a venit doar să spună, da, e ok. Dar ele știu ce au de făcut. Era natura lor să fie una lângă alta. Acum nu mai știm ce avem în natura noastră. Sunt multe lucruri de spus. Până la urmă, teologia Crăciunului e plină de paradoxuri matematice, dacă nu de alt tip. Mă gândesc la faptul că infinitul asumă limita. Mă gândesc la faptul că se întâlnește funcția cu numărul, unul domn. Dar aș vrea să ne ducem în a doua parte a discuției noastre spre ceea ce ne doare. Europa. Părinte profesor, cândva Crăciunul acesta, care e datat undeva în anul 336 la Roma, deja se știa de acest Crăciun asociat cu ziua de 25 decembrie, care coincide cu ziua în care soarele începe să se răzbune pe întuneric și, mă rog, oarecum creștinii caută să comute semnificația acestui cult Sol Invictus. Acest Crăciun, spuneam, a fost celebrat cu același patos, cu aceeași forță și la Constantinopolul lui Roman Melodu sau al lui Ioan Gură de Aur și în Roma a Papei Silvestru și în Florența lui Dante Alighieri și Beatrice, dar și, dacă vreți, în Londra lui T.S. Eliot sau Oxfordul lui C.S. Lewis. E pe mine ce mă doare și mă bucură e că a fost și în satul meu, din Maramureș, mă ficior, și în sudul Transilvaniei și în zona sub Carpat. Tu îți poți închipui Vrancea fără Hristos? Fără baron local, da, dar fără Hristos? Pe bune, vă puteți închipui Moldova autentică fără Iisus Hristos? Fără, nu zic cu fără obiceiurile noastre, cu bătăi pe lângă Iași, cu de-astea așa,
Ruginoasa, nu mai știe nimeni că la Ruginoasa a fost înmormântat la o vreme Alexandru Ioan Cuza. Toți vorbim despre cum se bat acolo cu măștile. Știm noi ce exorcizau măștile alea? Ce trădări se ascundeau în bietul țapii spășitor care trecea prin sat și scoteam afară să moară departe? Crăciunul lui Paisie de la Neamț? Paisie de la Neamț? Da, Crăciunul filocalic din mănăstirile noastre. Hai până la Paisie, că e frig până acolo acum. Dar gândește că din Paisie de la Neamț se naște Vasile de la Poiana Amorului, apoi Gheorghe de la Cernica și apoi Calin de la Cernica. Ori Cernica, știți, nu? E aproape. Să zicem, adică, și de Antin câte creștinismul acesta care s-a urbanizat în România cu ușurință pentru că mănăstirile i-au educat pe oameni pentru a vedea cu adevărat valoarea de conținut a creștinismului. Până ne lăudăm noi acum cu tot felul. Astăzi lumea te întreabă ce merțan ai ca popă, ce ceas are, uite, popa are cruce, n-are cruce. Nu te mai întreabă nimeni, păi, de ce ziceți despre cele două fire ale... Cum sunt amestecate? Ipostase. Vă dați seama ce preocupări aveau oamenii ăștia și ce preocupări avem noi la creștinismul de azi? Cum l-am scăpat pe Hristos printre degete? Suntem mici irozi. L-am ratat. Ne ratăm regele, ne ratăm împăratul. Cine este acela împăratul Măririi? Nu mai știm să răspundem. Împăratul Măririi este pe canalul 1. E unul, pe canalul 2 e altul, pe canalul 3. Toți sunt de canal. Dar noi continuăm să-i încărcăm cu valențe care n-au nimic de a face cu Hristos. În Dumnezeim nimicul. Cât de fascinantă imaginea aceasta a nașterii lui Hristos, care, într-un fel, cuprinde lumea întreagă. Eu tot aduc aminte de o pagină care mie mi-e tare dragă. A tradus-o prietenul nostru, Cristian Bădeliță, primată în românește, dar ea este secolul, din secolul 4 urcă în istorie, în momentul în care Iosif primește, o aduce pe Maica Domnului, se așează în peștera lui Crăciun. Să spunem că domnul Crăciun este reprezentant Horeca la vremea de pandemie, da? Vă rog frumos, nu vă supărați pe el. În momentul când el ar fi avut cei mai mulți clienți, că veneau toți să se înscrie, el nu putea să ofere hanul ca atare, că după lege se spurca hanul, era interzis. Și le dă ce are mai curat și mai la îndemână. Cred că a nimerit bine, de fapt. A intrat în logica mesianității lui Hristos mai bine decât noi astăzi. Ei bine, ce ne spune nouă pinda aceasta e că Iosif pleacă supărat, disperat, speriat oarecum, că îi zice Fecioara Maria, avem nevoie de o moașă evreică din neamul lui David să asiste la naștere, să certifice că se naște unul din neamul lui David. Că asta e ideea. Apropo, asta e cheia. Asta e cheia. Apropo de stea. Are o stea în pântece, da? Altceva decât o vedetă care face stele verzi. Deci are o stea în pântece și ea stă să răsară. Iosif pleacă disperat să caute o femeie să ajute la nașterea pruncului. Dar în drum deja se întâlnește cu Ioana. Interesant, nu? Ioan este nașul de botez, Ioana e moașa de spălare în tradiția românească. Și nu numai. Urcând ea, zice, du-te liniștit că eu știu ce am de făcut, ia-tu numai pânzeturile astea albe și le înmoaie în râul ce curge. Și adu-le ca să am tot ce-mi trebuie pentru spălarea pruncului. Când el pleacă spre apă, vede de departe un râu. Acolo curgea în vale și în zonă erau așa niște căprioare care beau niște apiță, niște frunzulițe care se desprindeau dintr-un pom, pești care, în vremea aia, pești aveau apă, da, să ne înțelegem. Invers, apă aveau pești. Au început să se miște prin apă. Niște țăra mâncau un dunicat. Sigur, nu slană cu ceapă, să ne înțelegem că tracogetismul nu încape aici, ci brânză cu ceapă, cel mai probabil. Și la un moment dat, în această imagine, el aleargă spre întâlnirea cu apa și din toată toate acestea se opresc. Râul nu mai curge, frunzele nu mai cad, animăluțele celea nu-și mai ating boticul de apă, peștii se opresc, păsările se opresc din zbor. O secundă doar și apoi toate o iau de la capăt. La clipa când Hristos intră în lume, nu suspendă lumea ca să intre în ea. Aici e taina. Hristos nu zice, fac o lume nouă. L-ați auzit pe Domnul Hristos plângând acolo în iezde și spunând, eu sunt un lider care m-am născut acum, urmăriți-mă atent ce fac. N-ai nicio treabă. Smiorcă e ca noi toți. Aici e frumusețea. Smiorcă e ca noi toți. Noi căutăm să ieșim din lume prin virtualitatea tehnologiei, prin metavers. De obicei, da. M-am mai prins și eu. Nu chiar la școală, dar pe lângă școală am prins. Dumnezeu și asumă lumea asta. Asta este uluitor, pentru că El a creat-o.
Dacă nu o asuma, nu putea mântui. Ții minte, Sfântul Atanasie ce mare. Atât de mult a iubit lumea. Nu doar atât, dar Sfântul zice, nu putea mântui decât ceea ce a asumat. Punct. Nu e nicio vârstă exclusă din mântuire. Asta e ideea. E răscumpărat ceea ce a asumat. Pe de o parte, iar pe de altă parte, creează premisele ca această răscumpărare să fie tot timpul vie. E la îndemâna noastră. Nu e un tonomat care cântă în spate. Și atât. Hristos e tot timpul lângă noi. Este parte integrantă a parcursului nostru. E cu noi. Noi este Dumnezeu, Emanuel, nu? Tot timpul Dumnezeu este cu noi. Da, am evocat în câteva secunde doar această Europa creștină, Europa creștină care respira... Fosta Europa creștină ai evocat. Fosta, bineînțeles. Fosta, da. Și această Europa, spuneam, în care candela credinței pare să se stingă, e cumva dublată, dați-mi voi să spun asta, de o nouă realitate a Orientului. Știți foarte bine, Betlehem, acum, aproape de Ramala, e în zona autorității palestiniene, nu este nici măcar în Israel, nu mai este o cetate creștină, nu mai este nici cetatea lui David. Nu vreau să spun că trebuie să pornim în seara asta războiul religios. Nu, dar trebuie să admitem că ne primesc cu niște portocale faine și așa, așa de cum simți oamenii. Dar unde e creștinismul lui Ieronim care avea o mănăstire la Betlehem cu Sfânta Paula? Poate că nu a rezistat acel soi de creștinism la tot tăvălugul, dar din... Ții minte povestea cu Ieronim când îi spune lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi să-ți dau ceva ce tu n-ai, tupeist, roman tupeist și îndrăgostit. Îi zice lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi ceva să-ți dau ce tu n-ai. Acolo, în mănăstirea de care vorbește domnul Mihai Neamțu, aici prezent. Și domnul, că știa orgolios, că doar tradusese în latină, Septuaginta, era o somitate, era teolog, nu? Era coștaif. Și așteaptă, și așteaptă să vadă semnul dat de Dumnezeu. Până seara când vede el că toți ajung. Știi cum? Ei, săraci, au dus o țârghie brânză, niște portocale, niște mere. Fiecare a dus ce-a avut. Să-i ducă lui bebelușul ăla mic care se născuse și să se bucure în ziua de Crăciun. Crăciunul era pe adunat, nu era doar pe dat. Sau dădeau între ei pe vremea aceea. Nu-și dădeau tot timpul loruși. Și aude dintr-o dată, fiule, dă-mi păcatele tale. Ce frumos! Deci poate creștinismul ăla așa insular și ascetic, a dispărut, dar dă-mi păcatele tale în continuare schimbarea lui Hristos acolo. Acolo vezi, nu? Pardosea la bisericii de timpul Sfintei Elena și aoleu, agitația turiștilor, dacă nimerești cu un grup de ruși, ești terminat. Deci trebuie să... Asta nu doar acolo, da. Nu, acolo, nu știu altundeva unde, că nu m-am întâlnit cu grupuri. Și la un moment dat, doar când intri acolo în luciditatea stelei, care este dată dăruită de un voievod român, până la urmă, steaua aceea care marchează locul nașterii lui Hristos. Unor poți să zici, dacă nu e acolo, ce mai contează? Dă-mi păcatele tale, e valabil. Lucrurile valabile sunt rostite de Hristos, nu de noi. Părinte, m-ați întrebat dacă au dat apă și uite, v-au pus apă pe masă, puteți să o folosiți. Adică trebuie până... să tac un pic. Știu că lui Dumnezeu a plăcut mai mult apa decât vinul, știu că Duhul era deasupra apelor, dar ne întoarcem puțin la discuția noastră despre istorie și geografie. Spuneam așa, pe lângă temporalitatea aceasta mesianică a nașterii lui Hristos, avem și această geografie sacră. Avram a trecut prin Betlehem, din câte știm, David a fost acolo, de asemenea Rut și Boaz. Există o geografie sacră de care noi ne atașăm foarte ușor. De altfel, facem pelerinaje. Pot să zic, am băut. Vă rog. Deci, Mihai, uite-te, eu am rămas șocat până acum câțiva ani când un prieten care este în sală m-a dus mai aproape de Ierusalim și apoi am avut o ghidă foarte bună. Țineți minte, nu-i așa, că Avram trebuie să-l ucide pe fiul său Isaac ca să-și facă dovada că este foarte apropiat de Dumnezeu. E luat, urcă exact pe drumul care se bifurcă în dreptul, dacă vrei, așa generic, hanul samarineanului milostiv, da? Înainte mergeai spre Ierihon, încă sunteți la Ierihon, da? Ala e Ierihonul și aici este Ierusalim. Nu, aici Ierusalimul, da? E aici. Avram urcă foarte ușor pe drum pe aici, ajunge pe vârful Moria, dă să-l ucide pe fiul său și ții minte că un berbec dintr-un lăstăriș din apropiere răsare și un înger îl aduce de fapt și dă berbecul ăsta. Ai făcut dovada excepțională. No, berbecul, îngerul și berbecul erau luați dintr-o peșteră care astăzi o numim Golgota.
Acum, întrebarea de bază de arheologie biblică. N-am aflat-o decât citind foarte atent la tot ceea ce înseamnă proiecția arhitectonică a Sfântului Mormânt. Știi unde era locul în care locuiau profeții pe care îi întreabă la templu băieții deștepți al lui Irod, spunând unde trebuie să se nască Mesia? Că nu întreabă toți profeții Vechiului Testament, că nu mai erau în viață. De la unii dictatori le-a ieșit și să-i învie pe morți. Într-o peșteră? În peștera aceea de la Golgota. Deci acolo află Irod și cei trei magi că Hristosul este posibil să se fi născut la Betlehem. În lectura alegorică împlinește geografia mesianiei. Mesianică. Este atent până la momentul ăsta. Se botează în locul unde poporul Israel intră în Țara Sfântă. Golgota nu e întâmplător acolo, nimic. Hristos nu este un om al întâmplării niciodată. Iar Matei ne atrage atenția. Pleacă din Nazaret spre Capernaum să se împlinească că din Zabulon și-a chemat omul. Și cu toate astea, Hristos vine și le spune mai târziu ucenicilor săi, le spune, mergeți și propovăduiți, aruncați mrejele în larg, ceea ce dumneavoastră faceți, dați-mi voie să spun și asta, faceți cu atâta talent, cei care sunt interesați pot să cumpere ultimele volume ale Părintelui Constantin Necula, uite, unul dintre ele este în mâna mea, Iubirea care unește sau urnește. Ne urnește. În ambele variante e corect. Gândește-te la Hristos, că nu doar ne-a unit, ne-a și urnit, că unor suntem greurnibili. Ne bucurăm să anunțăm, dacă aveți răbdare până la final, că la finalul acestei conversații va veni și Mihail Bucă cu frumoasa lui trupă, ca să zic așa. E vorba de corul bărbătesc Tronos al Patriarhiei. Sper că nu s-a supărat că am spus-o. În orice caz, va fi un final, cred că, apoteotic. Dar avem voie să anticipăm. Până ajunge Mihail Bucă cu minunatul cor Tronos, ziceam să stăm puțin pe aceste paradoxuri ale Crăciunului. Inima e cavernoasă. Inima are peșterile ei. Uneori da, dar ele se datorează unei minți cavernoase. O inimă e bună. Dumnezeu zice, fiule, dă inima ta. El locuiește acolo. Cavernoasă sunt mintea noastră, sucită, răsucită, fițoșită. Tot timpul căutăm altceva. Uite-te, gândește-te atent la reacția asta a Irodului de servici, care tot timpul își vrea nemurirea din uciderea cuiva. Da? Deci eu am rămas blocat într-un drum prin Europa pe undeva, în salonul de tren, cum s-ar spune, că la noi era compartiment, la noi sunt compartimente, aveau niște saloane de transport. Un nene îmi povestea foarte pornit că v-ați ucis Dumnezeu, l-a spus pe cruce. Și lângă mine era o doamnă care stăpânea foarte, e franțuzoică, ce știi? Ce Dumnezeul nostru e singurul Dumnezeu care își lasă ucis Fiul pentru ca fiii noștri să nu moară numele Lui Dumnezeu, ci să învie numele Lui. M-am făcut mic, ce-au să zic îngerul Gerald și ce mi-a. Mi s-a părut fabulos ce a zis femeia asta. Adică, vă dați seama în ce logică a intrat Hristos intrând în peșteră? Nu mai spun că există această imagine la care eu țin foarte mult, am identificat-o într-o predică a Papei Ratzinger, dar, mă rog, Papei Benedict, dar o găsisem înainte explicată foarte atent la Sfântul Ioan Gură de Aur, la unul dintre sfinții acestea, Ilarie de Poitiers, într-un psalm, când, țineți minte, Domnul Hristos se naște într-o iesle de piatră. Cât de frumos! Iar piatra este magma care a fost martoră la momentul din tâi în care pământul era netocmit și gol, avem apa pe de o parte, magma pe de altă parte, Hristos se naște în prima materie care a fost martor la cuvântul să fie lumină și s-a făcut lumină. Și a zis Dumnezeu să se despartă apele de pământ și s-au despărțit. Deci e materia primară, martor a faptului că Hristos e creatorul. Sfântul Nicodim a ghiurit în tâlcuirea la slujba Crăciunului, o spune cu subiect și predicat. Deci, gândiți-vă, creatura își recunoaște creatorul, mai puțin omul, că omul gândește. Aici a zis Mihai Ralea, conferința aceea celebră în care a scos cea mai deșteaptă propoziție din filozofia lui. Omul este singurul animal care își gândește gândirea. Am aflat că a furat-o și pe aia, dar nu mă bag. Da? Singurul animal care își gândește gândirea. E, omul a gândit prea mult. A fost nevoie ca Hristos să facă minuni, să învie morți, să își crească propovăduitor și omul tot continuă să-și gândească gândirea. Pe când natura, la răstignirea Domnului Hristos, natura reacționează prima, cu tremur, fulgere.
învie morții și vii nimic. Vii n-au nimic. Gândeau că au continuat să fie, cum s-ar spune astăzi, în gândirea laterală sau pozitivă sau creativă, nu mai știu care. Că mult. Observați? Noi tot timpul stăm să o analizăm acum. Ce să analizezi în zâmbetul unui copil? Vine bebelușul, îți arată că te iubește și tu comentezi. Nu știu dacă zâmbetul acesta nu cumva este, are un recul în frustrarea mea anterioară, că părinții mei nu m-au protejat cu propria lor dragoste. S-ar putea să fie un ecou fals. Am luat o raznă. Și am luat o raznă că ne lipsește principiul fundamental al nașterii Hristos. Iubire. Aici e problema noastră cea mai mare. Inima și iubirea în general. Ții minte că în icoana ortodoxă clasică a bisericii apare un nene cu o șubă pe spate, un pic adus așa de cocoș, are în mână o cârjă așa cocoșată și ea e cam noduros așa, ca un personaj noduros. Și ăla este îndoiala. El a dus la Iosif. Mai Iosif, chiar ai visat tu? Ești convins că ai visat asta? Bă, dar ce scrie mă la lege? Hai să vedem ce zice la lege. Ăla nu era din filmul ăsta. Era din filmul ăla cu căderea. E umbra, știți? Umbra din foc. Noi încă nu discernem umbrele. De ce noi astăzi credem atât de puțin din ceea ce spune Scriptura despre naștere? Credem mai mult în proiectele ideologice. Proiectele ideologice, vă întreb, Europa asta în care noi zicem că trăim, e una ideologică sau e una cristiană, cum ai scris tu acolo, că mă uișu așa, da? Cât mai e cristiana din Europa asta? Hrio, aunge. Da, e unsă Europa asta, da, e unsă de toate visele noastre. De e unsă cu alifiile minciunii. Nu, lasă, aia o lăsăm, aia e la tine secție, la mine nu e așa. Eu m-am gândit de atâtea ori. V-ați gândit vreodată cât au visat la momentele astea libere oamenii de la Jilava, de la Iud, de la Gherla, de la Sighet, de la... Că-ți place ții la Râmnicu Sărat? Nu? Gândiți-vă bine. Deci ei au uns cu încredere Europa asta pe care noi am așteptat-o. Ziceau unii că ne-am îmbătat cu vin americanii și ne-a ieșit vodka pe nas. Ideea este că, în mod cert, noi am avut un vis pe care l-am uns cu propria noastră credință că ei vin în numele Lui Hristos. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. După aceea am constatat că binecuvântat este cel ce vine în numele Domnilor, nu merge. Tot ce vine în numele Domnilor nu poate fi binecuvântat. Și atunci, soluția este ceea ce se întâmplă acum, din punctul meu de vedere, regăsirea creștinismului nostru. Nu s-a dat o lege că nu mai avem voie să cântăm câțiva poeți. E corect? Și într-o dată auzim, toți copiii de școală pot să cânte, a venit și aici Crăciunul, să ne mântuie surghiunul. Bă, asta e lecția, de fapt. Asta e lecția, la Gherla, fii atent. Că asta e o problemă pe care o putem ridica național. La Gherla, între cimitirul, cum să-i spunem, mascat al celor care au murit acolo, este un teritoriu ca de aici în loje, pe care actualul memorial nu-l poate recupera de la comunitatea locală, de la nu știu de unde. De la autorități. Nu, că nu sunt autoritățile acolo. Aia chiar își dau silința. Și când am ajuns cu Andrei Dochia să filmăm acolo la Bucuria Credinței, îmi venea să mă descalz. Deci prima senzație a fost, mă descalz, mi-e rușine să calc. Noi știind că în atâția metri pot încăpea 10.000 de morți. Deci atât ai calculat că ar fi acolo. Și m-am buzuluit că, na, eu sunt puie moroșan și supărat foc acolo, m-am enervat un pic așa. Și pe aia am constatat că părintele făcuse o filigorie pentru dumnezeiască liturghie acolo în mijlocul spațiului lui. Și mi-a arătat că zeci de copii din Gherla și din împrejurimi, pe spațiul ăla se joacă, mănâncă fructe, se tăvălesc prin iardă, râd de se sparg la câte o chestie care se întâmplă în comunitatea mică de acolo, se bucură, plâng și am zis, abia acum i-ați răzbunat pe cei de la Gherla. România merge mai departe prin copiii care râd, se joacă, se zbenguie, au curajul să mănânce fructe din sângele lor. Nu-i așa? Sângele niciodată nu cade de pe mână. Trebuie să spunem că această sală ar fi fost arhiplină dacă n-ar fi existat niște reglementări, 50% sala
n-a putut să fie ocupată, dar vă întreb direct și de față cu toată lumea. Cred că și Trinitas transmite, mulțumim partenerilor noștri, mulțumim și celor de la Clubul Marilor Cărți, mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment. Aș vrea totuși să vă întreb, credeți în posibilitatea unei renașteri spirituale a Europei și a României? A României, sigur. Europa e țara mea în condițiile în care m-am învățat la Padova să respect sărăcia românilor care muncesc și să-mi iubesc mai mult românii, la Firenze să mă năbuș de emoții în două biblioteci și în zeci de catedrale, dar să am aceeași emoție strângând românilor pe stradă și recunoscându-ne, la Londra, în Madrid, în Lisabona, la Berlin n-am fost, dar am fost la Nuremberg, peste tot, să poți să-ți dai mâna fratelui tău și el să te recunoască că tu ești omul bisericii tale și că împreună alcătuiești același trup tainic al Ortodoxiei. Mie mi s-a părut că restaurarea Europei a început. Prin români, într-un fel, Europa aude vocea Ortodoxiei. Nu numai. Eu sunt cu smerită plecăciune dator să spun aici public. Ortodoxia nu a arestat mântuirea. Ortodoxia în Europa a dovedit că poate să fie parteneră de dialog, să-și respecte cu bun simț ecumenismul ei fundamental, acela în care nu trădezi mărturisirea de credință și stai în dragoste față de ceilalți și să știi că zilele acestea, vorbind românilor din Malta, am aflat că și acolo, ca și în multe alte de zeci de locuri din Italia, în alte zeci de locuri din Spania, din Portugalia, românii se roagă în biserici ale unor comunități catolice care s-au strâns în jurul acestor comunități românești. Eu am fost martor la un astfel de moment, când într-o comunitate românească micuță, oamenii de pe stradă îi aplaudau că ei purtau crucea și cântau despre Dumnezeu. Europa are nevoie de boabe de muștar. Cine are credință că un bob de muștar poate să spună muntele acelea, du-te de aici și să se ducă. Muntele deznădejdii. Unde trădăm noi este faptul că nu avem încredere în Dumnezeu care ne-a spus că avem credință cât un bob de muștar. Și ne-a lăsat asezonați de toate celelalte credințe. Cum să nu-i mulțumesc Italiei pentru ce a făcut pentru români? Cum aș putea să nu-i mulțumesc Italiei? Spaniei, Germaniei, Franței. Ne-au hrănit sărăcia de acasă. Și înainte de a-i hrăni pe aceștia, l-a hrănit și pe Ioan Casian, care a plecat din Dobrogea. Nu numai asta, a hrănit tot ce înseamnă cultura noastră. Până la urmă, să știi că eu sunt mândru că ardelean, că vorbesc limba română. Fără efortul de a avea o școală latină, nu latinistă neapărat, dar fără efortul, îi povesteam lui Mihai că am terminat în țările acestea descris la cartea Istoria școlii de fete de la Sibiu. Începe pe la 1880 ideea, la 1882 se strâng muierile și o să pun muierile să te ferească Dumnezeu și în 2 ani de zile fac școală, măi oameni buni, pentru fetițele românce din Ardeal. Dar auziți argument. Să învețe în limba română ce au de făcut, ca să nu-și uite și credința odată cu limba. Și o mămică, știam cum o cheamă, Matei, doamna Matei, spune fetițelor, zice, dragele mele, când treceți pragul, când veți pleca fete mari din școala aceasta spre lumea largă, întoarceți-vă și sărutați pragul care v-a crescut, să nu vă fie frică în lumea în care călcați și să știți tot ce aveți nevoie pentru ca lumea în care intrați să vă respecte și să vă iubească. Nu tu, pedagogie psihanalitică, cum se cheamă, curriculum cross, nu tu, curriculum vitae câștigat pe la barbutul european al migraților de idei. Eram europeni, măi, fraților. Dumnezeu să mă ierte. De aceea e frumos creștinismul românesc și ușor adaptabil. Și Badea Cârțan din Făgăraș? Bada, să spun, profesorii care de la Sibiu care face... Eu stau, sunt titularul Catedrei de Pedagogie a Facultății de Teologie, care a dat absolvenți la Leipzig, la München, în Praga. Cine și-a aduce aminte că ardelenii s-au salvat mergând la Praga? Acolo a făcut Mihai Viteazu un portret. Acolo și pe de altă parte, acolo au învățat mulți dintre cei care au salvat, nu? Cercul de foc al României stă pe frunțile acestor oameni.
N-aveai cum să nu iubești oamenii de genul ăsta. Gândește-te bine că un frate termina la Pavia dreptul și un altul făcea filozofia la München și întorși în țară au dat gândirea de eliberare a României. Despre ce vorbim? Ne apropiem de final și am un gând așa, văzându-l pe Ferdinand, întregitorul, îl vom pomeni în 2027, va fi... Dar și până atunci să știi că nu e interesant să ne pomenim regii. Putem. Părerea mea este că prea ne legăm doar de festivisme, nu. Regii și voievozii țării sunt pomeniți și să știi că de azi bucuros că-s preot. Spre deosebire de, nu ziceam, că toți încep cu P. Biserica are calitatea aceasta de a-și pomeni voievozii în esența lor, de unșa lui Dumnezeu. Știi, am fost martor la Sfințirea Catedralei, mult hulitei Catedrale a Mântuirii Neamului, care se vede de departe. În sfârșit, nu e nicio clădire mare pe care se scrie se vinde. Nu se scrie rent. Rent the church. Da? E bine, la piciorul Sfintei Mese, și vă rog să mă credeți că am fost martor, la piciorul Sfintei Mese au fost puse numele ostașilor români căzuți pentru țară. 1877-1888. Ne-a luat doar 11 ani să construim Catedrala Muzicii Românești. Cum ne blesteamă Dumnezeu de ne-a luat 200 de ani să ne construim, sau aproape 200, să ne construim un miez de catedrală în care să ne simțim cu demnitate. Cu smerenie, că demnitatea fără smerenie, am spus de la început, nu se poate. E bine, în mecanismul unei astfel de gândiri, tot ce e aici e, de fapt, devenirea noastră într-o ființă, ca să nu le uităm pe... Stați cu spatele la această frescă, dar pentru că avem un public educat, vreau să atrag atenția asupra acestui gest incredibil, care este gestul, într-un fel sau altul, al oricărui creștin și al magilor, înainte de toate. Un rege, Ferdinand și o regină, Maria, credincioși, în primul rând, lui Dumnezeu și apoi țării acestea, intră, probabil Alba Iulia, și niște țărani îngenunchează în fața lor, așa cum magii au îngenunchiat în fața regelui regilor, care a fost Iisus Hristos. Speranța dumneavoastră legată de România, înțeleg că e legată și de mame și de femei care sunt transmițătoare de credință. Din punctul meu de vedere, România se conjugă la feminin, nu? O Românie, două Românii. Avem voie oare să spunem la ce se conjugă, că nu mai știu. Vă referiți la Moldova și la țara mamă. Mă gândesc la România ca întreg. Spre deosebire de sociologii care s-au afirmat în ultima vreme și întotdeauna ne spun pe bucăți despre România. România e întreagă, știm de când. Eu zic că n-a avut un moment în care n-a fost întreagă. De exemplu, trebuie să vă spun că în 15 ianuarie la Teatrul Dramatic din Brașov, prin grija celor de acolo, a Uniunii Scriitorilor de acolo, a lui Adrian Lesenciu, care e președintele asociației și cel care a scris o superb roman, balada despre Ciprian, se va juca Ghicișce, Crainou. Dom'le, e o pastorală într-un act, probabil. Dar țineți minte cum sună aia, Crainou, Crainou. Bă, sunt zori de zi. România are dreptul la zor de zi. Noi ni s-au furat zorii. Asta e toată. I-au zoit. I-au zoit. În zorii din tâi, de acum 31 de ani, cine își aduce aminte, și sunt convins că vă țineți minte, în 1 ianuarie 1990, ce răsărit de soare am avut și cum l-am batjocorit după aceea pe felii, pe bucăți, uitând că datorăm libertatea de atunci și unei coroane de oțel, și unei dragoste de mamă, și... Eu tot mă întrebam în zilele trecute, recitind însemnele reginei Maria din timpul, cine va uita vreodată că soldatul român murea fericit că o mână de regină îi odihnea rana? Pe rana noastră cine să o odihnească decât cealaltă regină Maria, care este biserica? Sau cea mai regină dintre marii? Bucură-te, Marie! E în continuare strigătul nostru de luptă înaintea bisericii. Aici e... Iar Stella Maris este la Balcic. De aici pleacă restaurarea oricărei țări. Din piciorul Sfintei Mese de la Catedrala Mântuirii Neamului pleacă strigătul bunicilor și străbuniților noștri. Clar. M-au întrebat odată niște elevi
nu foarte bine intenționați, băi, părinte, cine a semnat actul de la Trianon? Și i-am zis, mâna dreaptă a bunicului meu pierdută la Mărășești. Aia a semnat Trianonul. Că n-am dus lipsă de ratangii politici, veci purul și nu o să ducem. Nu vă mai lăsați mânați de altceva decât mâinile care au semnat cu sânge viața noastră. Asta e, cum e, dai sânge, primești viață, primești duh. Asta e dumnezeiasca liturghie. Deci de aici, din piciorul Sfintei Mese, din dumnezeiasca liturghie, din voievodalul chip al patriarhului, atât de scuipat și atât de urât, dar că este ultimul voievod rămas în viață. Și cel mai important titlu. Îi conjur pe tot să aibă grijă. E ultimul voievod al nației române rămas pe tron. E ultimul dintre voievozii nației române rămas pe tron. Ați înțeles de unde este miza uciderii din culpă a unei persoane? Asta de la tron la tron sunt câteva minute. Da. Însă înainte de asta vreau să spun că, Părinte, ne-ați bucurat sufletele. Vă vom asculta și la Radio România Cultural, pentru că aveți o emisiune, știu că ați vorbit despre fericitul Augustin, confesiunile. Adică știe, că l-am făcut-o amândoi de aia, știe, nu? Și ne bucurăm să anticipăm și momentul acela, cred că la 1 ianuarie, într-o zi frumoasă de ianuarie, vă vom asculta la ora 21, Radio România Cultural. Și ei sunt prietenii noștri. Mai vreau să fac un lucru pe care l-ați făcut și dumneavoastră, anume v-ați evocat prietenul de la Brașov. Eu vreau să evoc un prieten din Malaga, un loc unde Apostolul Pavel a vrut să ajungă în misiunile sale din Mediterana. Gabriel Purcăruș a scos o carte extraordinară, Țara cea mai bună din lume, povestea unei regăsiri. Acest om care a trăit jumătate de viață la București și a fost la Revoluție în 21 decembrie 89, și care a fost fugărit de mineri pentru că era prea deștept, un fizician de geniu, a aterizat apoi în Canada, a scris acolo multe, multe pagini despre dorul lui de casă și în drumul spre România, iată, a scris încă o carte, Țara cea mai bună din lume, povestea unei regăsiri. Când îți găsești țara uneori, dacă trăiești în diaspora, găsești și împărăția. Să spun că seara asta este dedicată și celor din diaspora, dar să le spunem și să ne spunem. Țineți minte, bebelușul care se naște de Crăciun, când a crescut mai măricel, a spus așa că împărăția cerurilor este inside, not outside. Ad interum, în interiorul nostru, înăuntru nostru. Așa că vă rog să vă țineți inima sus, să cântați dimineața deșteaptă de române. Apoi spuneți Tatăl nostru, scuipați în pălmi și mereți la lucru. Țara asta are nevoie și de oameni care muncesc, nu doar de lepre care mulg. Și țineți fruntea sus, voievodul e încă la cărmă, nu vă temeți. Mulțumim frumos!
miliește la ta acasă. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește la ta acasă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă și noi venim la tot omul, la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. Preacest pământ, preacest pământ. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu preacest pământ, preacest pământ. Sara asta-i sară sfântă, sară sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Sara asta-i sară sfântă, sară sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gază, rămâi gază sănătoasă, până anul, până anul tot voioasă. Rămâi gază, rămâi gază sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Când pornim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Când pornim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Că noi nu te-am ocolit, om și cu drag tot om veni, tot om veni. Că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit, și cu drag tot om veni, tot om veni. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește, a ta casă. Bine v-am găsit. Născătoare, ne-ai dat darul cel mai mare. Linuili ne-ai dat cu dor cel neprețuit, tot dormititelul pruncușor, ne-ai născut mântuitor. Linuili cu fulgi de nea, printre brasca părăstea ne conduce miezlea ta. Linuili îngerii vin, cântă cu duios, alin pace fără de suspin. Linuili cu mașcălări care vin din depărtări, auzi mirnă tămâie.
Linuilinând prag de noapte, tu te naști aici aproape pentru neamurile toate. Linuilin cu flor de crin, lămâiță și mălină, colindă, mititică, la mulți ani vrea să vă zică. S-a născut Hristos, Mesia chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel în fășățel, scutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Și de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați.
creștinătate, cântă luminos, la mulți ani cu sănătate s-a născut Thank you.
florile de măru, nici plagăn de legănat, flori de măru. S-a născut pe pământ și ne-a izbăvit, te cântăm, te slăvim, Iisus, bine-ai venit. Florile de măru, somnului vechează flori de măru. Și îi cântă-n cântec lin, florile de măru, slavă Domnului divin, flori de măru. S-a născut pe pământ.
Vrem să facem o fotografie. N-avem cum să le mulțumim, așa că vin colindătorii, dați drumul la cer, da? Mergeți acasă și învățați corect și bine. Ăla cu care mi-a plăcut mie foarte mult, cu bine ai venit, Iisus, bine ai venit. Gândiți-vă, o Europa stă cu spatele la Iisus, iar noi cântăm Iisus, bine ai venit, da? Și dați drumul la cer. Să țineți minte. Ne pot lua aerul, ne pot lua apa, ne pot lua mâncare, ne pot lua somnul, ne pot lua... nu ne pot lua cerul. Așa că dați drumul la cer. Bine? Mulțumim. Părinte Mihail, mulțumesc. Tronosienilor, mulțumesc. Și să dea Dumnezeu să se mai audă cavalul în România, că unde e caval, chiar dacă nu e cașcaval, există o șansă. Dați drumul la cer. Mulțumesc tare mult și mulțumim foarte mult. Lord,
din anul acesta.